Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare despre fiecare zodie, ce energii, ce situații, bine, va fi foarte pe scurt, vom experimenta toți, adică fiecare zodie în această perioadă, în mod special influența eclipsei de lună pe fiecare dintre noi, din perspectiva tarotului. După această etalare sper să fac încă o altă prezentare, pe care mi-o doresc de vreo săptămână și ceva, dar dragii mei ascultători și dragii mei abonați, în mod special cu abonații vorbesc, cei care îmi sunt fideli și care apreciază ceea ce încerc și o să ofer, ca și colegii mei. Vreau de mai mult timp să fac multe lucruri, însă această primăvară este foarte, nu știu cum e la voi anul acesta, dar cinciul se simte intens. Această primăvară este foarte aglomerată și dacă n-am spus-o până acum, deși cred că am mai spus-o, primăvara îmi place foarte mult și pe lângă faptul că mă îndeamnă la o nouă atitudine față de dragoste, dragoste față de mine, de mediul înconjurător, mă cheamă în grădină, mă cheamă în natură. Am o grădină superbă, după cum vedeți, alte flori am, o să vă arăt câte puțin din fiecare. Am avut buldeonej, au trecut, acum este rândul iasomiei. Și eu sunt genul de tarolog, care își bagă mâna în pământ și îl frământă și îl simte și se încarcă cu energia aceasta a zeiței Gaia, să zicem, a pământului, a naturii noastre, aceasta 3D materială. Avem și natură spirituală, dar avem și acest cărbune în noi, pe care trebuie să-l transformăm interesant că vorbesc despre transformare acum. Să-l transformăm înspre diamant, știți? E aceeași substanță, să zicem. Același element chimic. Însă, e o primăvară foarte aglomerată, intensă, cu multe proiecte și pictez și lucrez în grădină. Manicura mea nu este tot timpul aranjată, dar asta îmi place să simt natura. Îmi place, asta este și vă recomand, chiar dacă nu sunteți tarologi, chiar dacă sunteți orice altceva, astrologi, doctori, ingineri sau nu aveți nicio meserie așa deosebită, inginer, am zis, economiști, nu contează ce sunteți, poate sunteți simpli funcționari, poate nu aveți niciun job, tineri, bătrâni, vă recomand să lucrați cu pământul periodic. Măcar la voi în balcon, dacă nu aveți grădină, sau să vă ajutați prietenii care au grădină. Intrați în zona asta, că este foarte sănătoasă. În timp ce am amestecat cărțile, pe care o să le folosesc în această scurtă prezentare pentru fiecare zodie, au venit niște mesaje. Despre eclipsă o să vorbesc. Am zis, am vrut să vorbesc de mult, măcar pe scurt, sper să mai fac o prezentare. Însă, în timp ce am amestecat aceste de cărți, am deschis la ursoaică, și s-a separat, da? Și Phoenix. În primul rând, cred că, și o să vă explic în cealaltă prezentare, că foarte mulți vă transformați, Phoenix-ul acesta se va manifesta în foarte mulți dintre voi în această perioadă și în perioada următoare, sau poate că deja simțiți această nevoie de transformare, poate o simțiți de mai multe luni, unii care aveți acolo marcaj în săgetător, sau poziția, gradele în care se va manifesta această lună plină creează, eu știu ce, cuadraturi, trigoane sau conjuncții cu planetele voastre. Unii ați simțit, ați început să simțiți, alții veți simți, alții simțiți această nevoie de transformare și ce înseamnă ursoaica este similar cu un soi de as de monede. Vreți să... Și interesant, da? Phoenixul iese din cenușă, din foc. Da? Renaște, arde tot ce este necesar ca să se manifeste un nou eu. Da? Ursoaica iese, ce fioream, iese din hibernare. Sunt multe aspecte ale voastre care au hibernat emoțional, în mod special pentru eclipsă de lună. Da? Și vom mai vorbi, repet, și la cealaltă prezentare, ce alte lucruri am putea să analizăm în această perioadă. Însă ieșiți din hibernare și începeți ceva nou. I-am zis că e similar cu asul de monede, da? Ursoaica. Și este o forță intensă care iese din voi în această perioadă, prin această transformare, da? Prin trezire.
trezire, apropo de primăvară, de soare. În continuare, în timp ce am amestecat, ia uite, iar s-a oprit, băi, deci nu se poate, înseamnă că așa trebuia să fie. Așa trebuia să fie. Asta s-a întâmplat când am separat și am amestecat cărțile. Alte cărți au vrut să se arate. Licuriciul, semn de aer, da, opoziția cu Gemini, da? Da, nu ținem cont doar de chestia asta, dar hai să o zicem, da? Licuriciu și fluturele, amândouă semne de aer și semn de apă, să zicem Jupiter în pești, lebăda. Iar transformare, știm că acest fluture renaște din starea sau se transformă din starea de larvă, intră într-o perioadă în care nu face nimic, stagnează, așa zis, stagnează, dar el se transformă. Deci niciodată să nu uitați în panică atunci când aveți impresia că nu vă merg lucrurile, că stați pe loc, nu, voi vă transformați și viața voastră se transformă. Și cum vă transformați sau ce vă transformă o lumină? Vedeți lumina de la capătul tunelului? Vedeți lumina aceasta care o îndeamnă pe ursoaică să iasă din hibernare, din întuneric, din frig? Da? Ce frumos! Există probabil, veți simți mulți, niște veți simți. Veți auzi niște semnale, că sunt semnale interioare, că veți citi, că veți auzi, că eu știu cum se vor manifesta aceste semnale, da? E un sclipici, licurici. Persoane care poate transmit lumina, subiecte pe care le citiți și vă inspiră la transformare și în ce direcție vă transformați, dragii mei, înspre... Mulți dintre voi înspre această lebădă. Lebădă. Vă doriți, mulți, veți simți că vă doriți. Comuniunea cu eul vostru care a stat în hibernare, care nu s-a manifestat, cu proiecția sau analizați proiecția și realitatea. Voi ce ați trăit? Ați trăit în această proiecție și vreți să trăiți realitatea, apropo de transformare? Sau vreți să vă întâlniți perechea divină, omul, persoana care în care vă oglindiți cele bune, nu cele rele? Ca în relațiile karmice. Că în relațiile karmice ne oglindim cele rele, în relațiile darmice sau în sufletele perechi sau flăcările gemene. Ne reflectăm și ne oglindim și părțile bune. Oricum, lebăda este un simbol foarte complex, dar printre multe altele, astăzi, în acest moment, mi-aduce aminte de calitatea, de calitățile sale artistice. Lebăda reprezintă poezia, apropo de opoziția cu Gemini, cu cuvântarea și... Săgetătorul cuvântează, dar într-o altă perspectivă. Însă, este o chestiune care ține de poezie. Probabil că cuadratura cu Jupiter în pești accentuează această stare de... repet, o să vorbim și în cealaltă înregistrare. Accentuează niște predispoziții către confuzii. Dar, dragii mei, transformați confuzia... Da? În informație luminoasă care vă duce într-o zonă artistică. Acolo tot ceea ce pare confuz, ciudat, nelimitat sau fără formă în viața noastră reală, apropo de ursoaică, în zona creativă poate să fie o sursă de inspirație. Înțelegeți? Ok, hai că mă lungesc. Poate mă lungesc uneori cam mult, dar asta e. În timp ce am amestecat celelalte de cărți pe care îl voi folosi, s-a separat setul de cărți la diavolul și la lună. Niște confuzii referitoare la relațiile karmice, la dependențe, codependențe, la adicții, la chestiuni toxice, da? În mod special pentru că e lună, da? Vin pe filieră maternă, pe filieră familiară, să zicem, multe din lucrurile acestea, karmică, însă, cum au mai venit cărțile? Haideți să... Ah, ce frumos! Acum văd. Am vrut să se arate 8 de spade, care pentru mine înseamnă programare mentală. Transformați-vă, 8 înseamnă transformare, da? Transformați-vă felul în care gândiți, apropo de opoziția Jupiter, da, săgetător, gemeni, Mercur, felul în care gândim, raționăm. Nu e gândirea aceea intuitivă luna, dar este gândirea rațională. Programați-vă altfel, pentru că ați trecut, toți am trecut, da?
prin niște decepții care v-au blocat. Însă aceste cărți v-au blocat transformarea, v-au blocat ieșirea din ciclurile acestea. Apropo de ursoaica care simte că e momentul să intre într-un nou ciclu, dar într-un ciclu luminos, plin de perspective și posibilități. Cum este de fapt primăvara. Deci aceste două cărți au venit pe orizontal, dar. Deci blocajele care au fost teoretic ar trebui să se mai ușureze într-un fel sau altul. Dezamăgirile, rănile care au fost și ele se vor vindeca. De ce? Pentru că acum am văzut și steaua. Da. Sunteți în proces, mulți sunteți în proces de vindecare și programați-vă să vă găsiți destinul, apropo de ce am zis la lebădă, să vă întâlniți până la perechea ideală, până la perechea cea potrivită, trebuie să vă întâlniți voi cu voi înșivă. Proiecția care ați manifestat-o până acum și adevăratul vostru eu, lumina, lumina aceasta, ia uite, licuriciul. Oricineva, am zis, vă inspiră, dar după ce vă inspiră, trebuie și voi să vă găsiți lumina voastră personală și să vă vindecați, să vă echilibrați emoțional. Ce a vrut să se mai arate, iar îmi place că se confirmă momentele acestea astrologice. Regele de bâte. Regele de bâte, evident că scoate în evident, evident că vorbește despre luna în săgetător. Da? Săgetător. Asta reprezintă semn de foc și la capătul setului de cărți, 6 de monede, nevoia de a fi în echilibru, de a vă împământeni, că tot am vorbit de ursoaică, da? Încercați să manifestați în realitate visurile, iluziile, confuziile, în ce sens să le manifestați, le puneți pe hârtie într-un mod artistic, ori să creați ceva, ori dacă nu puteți să creați ceva artistic, refer, lucrați în grădină și transformați acolo niște energii care trebuie descărcate. Trebuie descărcate. Sper că ați înțeles. Acestea sunt mesaje care vin pe calea tarotului. Voi mai transmite în altă înregistrare și alte mesaje. Hai să vedem. Pentru berbeci. Opa, așa, ce frumos. Pentru berbeci. Mai, vulturul. Ce superb, superb mesaj. Ieșiți din starea, din vulturul. Da, nu, scuzați-mă, vulturul și aici este eagle. Nu eșoim, este, hai că le, deci, vultur, acvila, da? Eagle. Sunt un pic diferite. Vulturul este o energie foarte negativă, după cum vedeți. Ați stat într-un psihic negativ, da? Poate că și mediul a contat, poate ceva v-a influențat, nu stau acum să comentez. Ieșiți din această negativitate, puia, pentru că aveți un potențial fantastic. Oul de aur, da? Oul de aur este, deschideți-vă inima și începeți să iubiți, să vă iubiți, da? Și să iertați. Ce înseamnă iubire? Iertați și pe cei care v-au ținut în această energie, da? Folosiți acest potențial. E un potențial de aur. Și cum îl folosiți? Ridicându-vă până la soare, până la nori. Acvila este cea care comunică cu divinitatea. Dezvoltați-vă abilitățile acestea. Ia uite, regele de aer. În ce sens? Nu vorbesc de zodii. Detașați-vă. Detașați-vă de lucrurile mici și zburați cât mai aproape de cer. Încercați să crește spiritual, să vedeți ce mesaje primiți de la divinitate. Stați aproape de oamenii care transmit lumină, de oamenii care sunt calzi, de oamenii care soarele ce face? Nu doar că încălzește și ajută întreaga natură să crească, nu? Stați aproape de oameni care au comportament, au un comportament frumos, ales. Și evident că puneți-l și voi în practică și manifestați-l în viața voastră. Berbeci, soare, lună, Venus, ascendent, cum vreți voi. Berbeci, mesaj pentru berbeci. Ah, 10 de monede, încă unul. Berbeci. 10 de monede. Oh, ce-am văzut?
5 de bâte. Și am văzut și justiția, niște chestiuni legale, niște acte la locul de muncă sau sau acasă, sau acasă, stați un pic. Ok. Ha, ce frumos. Ce frumos. Cum se confirmă vulturul, da? Aceste dureri, aceste trădări, aceste dezamăgiri, poate și boli psihice datorită unor situații. Însă, aici este o problemă pentru unii care trebuie rezolvată prin creativitate. 5 de bâte este vibrația 5, este vibrația anului acesta. Și am ascultat și vibrația, prezentarea despre vibrația anului, ca să înțelegeți. Teoretic ar trebui să ajungem în cel mai înalt punct, dar până atunci avem de tras, avem de luptat. Că asta înseamnă 5 de bâte. Probabil că unii dintre voi trebuie să ieșiți dintr-un sistem tradițional, dintr-un fel de a gândi poate prea pragmatic, prea tradițional, unii, că sunt și berbeci de genul ăsta, vreți să vă... aveți poate conflicte acasă în legătură cu o nouă direcție spirituală, în legătură cu felul vostru în care vreți să trăiți, nouă de cupe, cu speranțele pe care vreți să le manifestați, trebuie să vă luptați pentru acest nouă de cupe. Pentru acest nouă de cupe, nouă de cupe înseamnă dragoste față de voi, satisfacții, speranță, credință, e similar cu steaua. Și o stare de autosuficiență, dar în sens bun, da? În sens bun. Ca să ajungeți aici, trebuie să vă luptați. Eventual, cu vecinii, glumesc, dar știți, nu e chiar glumă. Cu rudele, cu cei din casă, 10 de monede, care probabil că au o viziune mai strictă. Da? Iar poate să fie, dacă nu e vorba de casă, familia din care vă trageți sau familia pe care v-ați făcut-o, poate să fie un job. Da? Aici este lupta interioară între dorința de a avea bani și dorința de a fi fericiți. Nu le putem avea pe toate la un moment dat. Și în momentul în care ajungem să ne iubim pe noi, înțelegem și nevoia asta de a avea bani dintr-o altă perspectivă. Da? E un conflict între casă, job, materialitate, nevoia de siguranță financiară, tradiții, cultură și nouă de cupe, dragoste față de noi, speranță, eventual un personaj care vă emoționează, care vă aduce fericire și trebuie să vă luptați pentru acest personaj, unii dintre voi. Da? Pentru că 5 de bâte vă poate reprezenta foarte bine pe voi între două situații. Da? Și interesant, aici este un om și aici sunt mai mulți oameni. Da? Și ca să ajungeți, apropo de ce am zis la început, dacă ați ascultat la lebădă, dacă vreți să vă întâlniți perechea, trebuie să treceți și prin familie și prin concurență. Și concurența poate să fie oamenii care sunt în preajma acestui personaj, da? Care și ei vor să ajungă acolo. Mesaj pentru unii. Ia uite unde ați deschis, la moarte, la transformare. Transformare, că am vorbit de transformare. Hai să le pun la loc și să amestec. Ok, mă pregătesc acum pentru Tauri. Tauraș. Hai să amestec cărțile. Am văzut Scorpionul. O pasiune care transformă, da? Hai să vedem. Da. Ce va aduce această lună și această eclipsă de lună? Sunt două, vreau una. Niște situații emoționale. Sunt prea multe, măi, prea multe. Prea multe. Nu, singură carte. Taur și Taurăiței. Frumos! Semn de pământ, asta trebuie să fie. Calul. Calul este similar cu regele de monede. Și tot aici, uite, tot la pământ ajungem. Și lup. Calul și lup. Ce frumos mesaj. Lupul este, amândoi sunt lideri. Însă, acesta își dorește mai mult libertatea decât lupul. Lupul este conducător de haită, da? De familie. Este, amândoi sunt
personaj, amândouă sunt personaje loiale și familiste într-un fel sau altul, însă acesta, chiar dacă este fidel, își dorește și libertatea sa de mișcare, de gândire, de manifestare, altfel. E un pic altfel calul decât lupul. Ce vreau să zic, că aveți în spate iar o familie, niște tradiții, o cultură, poate că unii o ați manifestat-o din ego. Este a treia chakră. Și în această perioadă ar trebui să vedeți aceste lucruri, seamănă un pic cu mesajul de la Berbec, seamănă. Ar trebui să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, să vă conectați la al treilea ochi, la intuiția voastră și să vedeți de fapt ce înseamnă această tradiție, cultură, din care faceți parte, pe care ați manifestat-o, repet, din ego. Ego înseamnă și frică. Da? Nu doar ambiție. Sunt multe care sunt reprezentate de această chakră. Da, uite, 10 de bâte. 10? Ia să vedem. 7. Însă, ați cărat foarte mult în cărcă, apare și Cămila, da? Și ați dus așa, ați dus prin întuneric, prin greutăți multe, din dorința, ego-ul de a demonstra că voi sunteți puternici, că trebuie și că trebuie, că sunteți așa, în haita, așa se învață. Ați învățat de la mama lup, de la tată lup, da? Că așa se face, tragem. Însă, mesajul este că acum trebuie să vă gândiți și la libertatea voastră de mișcare. Pentru că ce diferență între cămilă, da? Și cal. Și cal. Calul care zburdă, da? Își lasă părul în voia vântului. Și ce îmi place că a apărut calul, pentru că eclipsa de lună este în semnul săgetătorului și săgetătorul este reprezentat de cal. Sau, printre altele, calul reprezintă în mod special zodia săgetătorului. Da? Hai să vedem ce alte mesaje. Nevoia de libertate. Și împământenire, dar dintr-o altă perspectivă. Tauri. Tauri. O, lumea, ce frumos! Începeți un nou ciclu de viață. Vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Interes, da. Nu mai vreți ca lucrurile să fie așa de stricte. Sunteți semn fix, da? Avem aici Taurul, Leul, Vărsătorul și Scorpionul, da? Încercați să ieșiți în această viziune, măcar în această perioadă, să vedeți lucrurile altfel. În această viziune strictă, fixistă, a semnelor fixe, da? Un pic mai rotunzi, în ce sens? Al viziunii, al conceptului. Tauri. 7 de cupe, Jupiter în pești, da? Vreți să vedeți ce opțiune aveți, da? Un nou capitol în care vreți să experimentați mai multe opțiuni. În ce sens? Nu neapărat să vă duceți cu X, cu Y. Nu! Nu! Fiecare cupă reprezintă altceva. Nu se... Deci, după cum vedeți, da? Nu sunt doar personaje în aceste cupe. Este și un dragon, este ego, sunt și victorii, este și construcție casă, sunt și bani, da? Sunt multe, spiritualitate. Vreți să manifestați mai multe lucruri, nu doar ce ați fost învățați, repet, în această structură tradițională. Tradițională. Cavalerul de bâte. Ia uite, și iar moartea și la voi a apărut. Transformarea despre care am vorbit, da? Transformarea. Da. Vreți să explorați cavalerul de bâte. Pentru unii poate să fie un personaj la distanță, peste hotare sau la, eu știu, într-o altă localitate, care vă atrage, la care visați. Vă atrage, există chimie sau voi vreți să mergeți către ei și să-i cuceriți, variază, ori vreți să fiți cuceriți, ori vreți să cuceriți, depinde ce planetă aveți, dacă aveți prin Berbec, poate vreți. Da, ideea este, da, și cavalerul de bâte, și acesta reprezintă pentru mine săgetătorul. Și atunci este marcajul în săgetător, este Jupiter în pești, iar pentru unii dorința de a vedea lumea, de a vedea lumea, cu alți ochi, să sperați, să visați, dar mai ales după restricțiile care au fost în ultima vreme, dar să explorați, să cuceriți. Și nu
zic musai din perspectivă sexuală sau senzuală. Vreți să faceți altceva? Eu cunosc o tipă care, dacă ascultă, salutări, Andreea. Tăuroaică, evident, și multe tăuroaice pe care le știu au trecut prin multe transformări în ultima vreme, care era foarte convențional în felul în care se aranja și brusc, de ceva timp, a îndrăznit și alte culori, da? Această îndrăzneală poate să se manifeste și la nivel decorativ și la, da? Depinde și, o să repet, o să transmit, o să fac o altă înregistrare în care veți înțelege cum vă afectează această energie, această eclipsă și această lună pe fiecare în funcție și de ascendentul pe care îl aveți. Ca să vedeți în ce casă pică. De aia zic. Depinde. Poate să fie doar la nivel de fizic, poate să fie la nivel de finanțe, da? Vreți să faceți alte proiecte creative, da? Vreți să... Pentru că acest cavaler de bute e foarte bătăios, să deschideți, eu știu ce chestiune, să zicem, afaceri, da? În care trebuie să călătoriți, să comunicați cu oamenii, da? Amândouă vorbesc despre călătorie, despre comunicare, da? Și una din opțiunile voastre, care vă face mai deschiși, da? Nu mai stați în zona asta fixistă, da? Apropo de transformare, da, frumos. Acum, repede, dacă este dragoste, să fie dragoste, de dragoste toți avem nevoie, dar nu e obligatoriu, poate să fie și creativitate, poate să fie și un parteneriat. Sunt multe posibilități. Vedeți cum se adaptează mesajul la fiecare. Ok, doki. Hai să vedem, gemeni. Mi-a fost doar să fac etalări. Deși uneori n-am timp, am zis am o primăvară foarte plină cu multe și responsabilități și proiecte. Gemenuți. Mai. Oh, ce frumos! Oul de aur, ce frumos! Și la capătul setului de cărți este viermele de pământ. E aici potențialul care, în care v-ați înodat unii dintre voi și pe care trebuie să-l desnodați, descâlciți, ca să-l manifestați. În primul și în primul rând să vă deschideți chakra inimii, dacă ați fost blocați, da, e același galben, mult galben se regăsește și aici, mult galben. Aici aveți toate culorile curcubeului, toate chakrele, da, potențiale multiple. Însă, și ce e drăguț, că acest vierme de pământ e similar cu valetul, similar, îl asociez eu pentru că am numărat cărțile în ordinea celor de tarot, îl asociez cu valetul de monede, adică studentul, cel care studiază conștiincios ceva, da? Ce? Cum să manifestați o nouă dragoste? Cum să vă deschideți chakra inimii? Să vă deblocați eventual cei care ați fost dezamăgiți? Și nu e vorba doar de inimă, de asta pentru că e chakra a patra. Este vorba de altceva. Poate să țină de... pentru că e chakra a patra, mă trimite către leu și atunci leu e iar un potențial creativ. Vreți? Pentru că să creați ceva. De ce frumos. Că oul creează, din ou se creează un nou univers. Un univers, da, asta e. Vreți să creați un nou univers plin de valoare. Dar valoarea nu este doar materială, este și o valoare spirituală și emoțională, că vorbim de dragoste, bazată pe dragoste. Puf, ce frumoase mesaje! Ia uite, da? Ați suferit, v-a fost greu, dar ieșiți de aici, sunteți voi sau poate altcineva. Au fost discuții, conflicte mentale, și nu doar mentale, și conflicte verbale. Vreți să încheiați acest ciclu, să vă deschideți sufletul. Pentru că atunci când suferi, te închizi, da? Te închizi și vreți să vă deschideți, să arătați lumii ce zace în voi. Gemenuți, unii arătați, alții nu. Dar știm că și gemenii au trecut. Toată lumea a trecut, măi, prin situații grele. Toată lumea. Da. Gemenuți. Oul de aur. Gemenuți. Regina de bâte. Vreți să aveți încredere în voi, apropo de zodia leului, de săgetător, opoziția voastră. Ha. Trei de cupe, da? Vreți să aveți încredere, să vă bucurați, pentru că ați trecut prin suferință. Da.
Eventual, știți că dacă vă deschideți, dacă aveți încredere galben-galben, ego, dar dintr-o altă perspectivă pozitivă, dacă vă deschideți sufletul, am vorbit de leu, da? Puteți să atrageți, pentru că regina de gâte e foarte atrăgătoare și magnetică, da? Puteți să atrageți prieteni în jur, flacăra voastră, geamănă, sufletul vostru, pereche, da? Oameni cu care vă puteți bucura. Puteți crea relații frumoase. Ia. Ah, 5 de cupe. La capătul setului de cărți, iar un proiect, da? Valetul de pute. Poate să fie și un copil, asta pentru unii, dar ideea este că trebuie să învățați să fiți creativi, să depășiți niște conflicte și să fiți creativi, inovativi. Pentru că ați plâns, iar revine 5 de cupe. Poate că între voi, un mesaj pentru cineva. Între voi doi există un personaj gelos, da, și din cauza asta cel puțin unul plânge. Însă, trecem de mesajul ăsta. Vreți să vă bucurați de viață pentru că ați plâns foarte mult. Simțiți, conștientizați, este trezirea aceasta colectivă, că dacă mai stați mult cu ochii în lacrimi, cu privirea către trecut, nu se va manifesta nimica. Aveți nevoie de aceste, ia uite, vedeți, aceste două cupe, da? Și cum atrageți? Măi, nu putem să atragem pe nimeni dacă suntem în lacrimi. Ce atrage? Compasiune, milă, dar nu asta ne dorim, da? Ne dorim. Dragostea nu înseamnă musai compasiune, că nu vrem să fim victime, da? Și atunci vreți să atrageți dintr-o altă energie sufletul pereche, da? Nu prin lacrimi. Ați pierdut ceva, într-adevăr. Unii poate încă mai plângeți o poveste de dragoste, o pasiune, dar revin, pentru că citești din dreapta în stânga și din stânga în dreapta și invers, da? Din centru, așa, în părțile laterale. Aici este... Trebuie să vă deschizi, să aveți încredere și sufletul deschis către latura voastră creativă, către latura voastră sociabilă, socială, către capacitatea voastră de a fermeca, de a fermeca pe cei din jur. Dar nu putem fermeca în această stare, clar. Da. Eu cred că sunteți mulți care ați suferit și această suferință despre voi vorbește. Însă, ar mai fi un mesaj. Dacă vă place de cineva care suferă, ați putea să-i energizați pe ei cu energia voastră, cu puterea voastră de inspirație. Depinde unde sunteți. Dacă voi ați depășit suferința mai din timp, pentru că știu sigur că ați trecut prin suferință, dacă voi ați depășit-o și v-ați atras între timp, pentru că atracția asta se manifestă într-un anumit ritm, într-un anumit timp, înțelegeți? Și v-ați atras pe cineva care încă nu a reușit să-și depășească problemele, suferințele, cu acest ou de aur aveți acest potențial, relația poate fi frumoasă și puteți inspira dacă voi sunteți în această poziție. Înțelegeți? Și gemenii sunt, vorbăresc, că e trei, da? E Mercur. Gemenii sunt, vorbăresc, înglumesc, spun o grămadă de poante, povești simpatice. Și îi puteți ajuta, repet, dacă acești 5 de cupe reprezintă o altă persoană, îi puteți ajuta să iasă din lacrimi, da? Să șteargă lacrimile, să râdă printre lacrimi și să capete încredere în ei. Că, de fapt, regina de bute inspiră oameni. Și asta puteți să faceți în momentul în care și voi vă deschideți sufletul, lăsați lacrimile și deveniți un soi de profesor, da? Că Jupiter e în casa peștilor, este într-o poziție destul de bună din punctul meu de vedere. Avem o eclipsă în Săgetător, iar marcat de Jupiter, da? De profesorul spiritual. Variază mesajele și sper că vă plac mesajele pe care vi le-am transmis, da? Dragii mei, acum, hai să trecem la următoarea
Zodie, răpușori. Am văzut hiena, am văzut o hienă. Personaj, ia te rog. Interesant. Deci am văzut hiena. Știi ce e hiena? Da, acel personaj sarcastic care face mișto de toți și de toate ca să-și acopere sensibilitatea. Da. Însă, a apărut ca și mesaj ce? Castorul, constructorul. Constructor, 6 de cupe, similar cu 6 de cupe. Constructor de prietenii, de relații frumoase, armonioase. Pentru că, și de ce poate să construiască? Pentru că a stat în întuneric și acum vede lumina. Ia uite, la capătul setului este șopârlița. Șopârlița care tot așa simte lucrurile, semn de foc, apă. Apropo de lună, da, lună, semn de apă, și foc săgetător. Ca să puteți construi corect relațiile viitoare, nu doar sentimentale, și de familie, și de profesionale, da? Și de prietenie. Afară de experiența asta pe care a căpătat-o prin noaptea întunecată a sufletului, prin care a trecut mulți dintre voi, trebuie să învățați să simțiți mediul. Raci, în general, simt mediul înconjurător. Deși e semn de foc, cred că ar fi foarte potrivit și pentru raci acest animăluț. Trebuie să învățați să vă adaptați mediului, da? Vă adaptați culorile, reacțiile, în funcție și de mediu și de situație. Da? Nu mai fiți așa închiși, da? Au tendința unii raci. Însă, mesajul este că sunteți constructori, sunteți consilieri pentru unii, pentru că aveți experiență, da? Dar în primul rând, constructorii vieții voastre. Cu acest castor, sunteți constructorii, arhitecții voștri, răcușori. Deși e interesant că am vorbit de arhitectură, deși e semn de apă, da? E o arhitectură emoțională, sufletească, spirituală, o construcție, adică. Puterea. Am zis că aveți putere, că ați trecut prin multe. Și 8, știți că e casa a 8-a, a transformării, a renașterii. Nu vorbesc de zodii, musai. Acest întuneric prin care ați trecut v-a învățat să renașteți de la starea de personaj poate prea mândru. Nu zic musai, poate au fost și raci egoiști. Sunt, de ce nu? Or fi și raci egoiști. Dar ego-ul care se manifestă în multe, prin multe, și prin frică, și prin ambiție, și prin ferocitate. Da? Însă, repet, v-ați ridicat, ați ieșit din acest întuneric, da? Și acum sunteți în starea aceasta de personaj pregătit să-i consilieze pe cei care au trecut prin situații similare și nu știu cum să iau teasul de cupe, da? Vindecare. Nu știu cum să-și rezolve problemele. Răcușori. Sunteți puternici. Vă transformați. Oh, ce frumos! Mare preot, creșteți din punct de vedere spiritual. E luna, măi, eclipsă de lună. Nu, sunt multe, nu le iau. Oh, băi, ce cărți ați primit, măi răcușorilor, măi. Deci trezire spirituală toată ziua, toată noaptea, mai ales că eclipsă de lună, 6 de cupe, am vorbit de 6 de cupe, se confirmă, da? Relațiile voastre de prietenie, de dragoste, vreți să vă împăcați? Poate, cu cineva, însă depinde de personaj și depinde de termen, da? Dacă această relație poate să ducă către stabilitate și creștere spirituală, ok. Dacă nu, în primul rând, conectați-vă la divinitate. Deci ăsta ar fi cel mai scurt mesaj. Conectați-vă la divinitate, rugați-vă. Conectați-vă la copilul interior. Depinde și ce planetă aveți, pe unde le aveți. Conectați-vă la copilul interior. Fiți jucăuși,
Nu doar tradiționali, da? Nu doar tradiționali. Fiți interesant că, da? Sunt trei personaje aici, da? Ați putea să fiți voi, sinele vostru superior și cele două variante. O variantă puternică, rezistentă, tradițională și o variantă copilăroasă. Știu că citesc altfel, dar nu contează, da? Mesajul trebuie să ajungă. Așteptați într-adevăr pe cineva de la drum, așteptați să se rezolve niște lucruri legale, dar trecând peste asta. Dacă așteptați, lucrurile se vor rezolva pentru că apare soarele, da? Ideea este că unii dintre voi vreți să învățați. Repet, ori puteți, depinde de poziția în care sunteți. Ori voi puteți să-i învățați pe ceilalți, repet, cum să fie puternici și cum să îl înțeleagă pe Dumnezeu, cum să-și deschidă acest copil interior, cum să fie creativ, cum să fie varianta lor cea mai bună. Ori voi, tocmai pentru că ați trecut prin niște lupte cu voi și cu cineva, cel puțin o persoană, vă duceți la un personaj care vă poate învăța această fericire, care vă poate trezi spiritual mai repede. Convorbirile cu acest personaj vă vor trezi. Nu zic că vă vor bucura, e clar că vă vor și bucura. Dar pentru alții, ați avut de tras într-o relație, da? Și acum iar vreți să vă găsiți stabilitatea, marele preot? Și nu doar să o găsiți, să o construiți, apropo de arhitectul sufletelor. Vreți să o construiți pentru un copil. Ori pentru că un copil în preajma voastră vă inspiră, vreți să-i oferiți stabilitate, ori vreți să oferiți, să aveți voi această stabilitate și apoi să aveți un copil, înțelegeți? Însă, trei arcane majore, foarte, foarte puternice. Interesant că este luna mai, da? Luna mai. Bucurie, bucurie, eu așa văd. Vor veni niște bucurii, niște revelații. Nu e ca turnul. Altfel, altfel de revelații, pe o altă cale. Repet, poate prin discuțiile cu cineva. Okidoki, hai să vedem. Leu. Mesaje pentru cei cu Leu. Octopus și Tarantula. Tarantula reprezintă semnul focului, da? Semn de foc. Luna plină săgetător pentru unii, săgetător, voi semn de foc, ar trebui să facă trigoane, adică să fie în armonie cu energia voastră. Însă, trecând peste asta, ia uite și 10 de... și tigru. Simt că sunt două personaje foarte puternice, însă unul este mai agresiv, și altul este extrem de intuitiv. Pentru mine, tigru, știți că e unul din animalele mele preferate, da? Dacă aveți încă un semn de foc în preajmă, probabil că unul dintre voi este mai evoluat spiritual și atunci vrea să iasă dintr-o zonă de conflict și de negativitate. Și atunci este lupta a unuia pentru celălalt eventual. Și zic asta. Cine vrea să ia mesajul, bine. Cine nu, tot bine. Chiar nu mă interesează dacă se supără cineva. Eu transmit ce e de transmis. Pentru că apare acest octopus, care în acest moment, lângă tarantulă și lângă ce am văzut mai devreme, n-am cum să-l văd decât ca un personaj manipulator emoțional. Place, nu place, ăsta e adevărul. Octopus. Există cineva care ține de ceva. Ține pe toate căile. De ceva. Și pentru că e octopus, opt, cred că trebuie să-și transforme natura emoțională. Da, nu zic că nu e inteligent personajul sau inteligentă,
Dar în acest moment, vă place, nu vă place, există un personaj care este manipulator emoțional. Aici este rămâne de văzut, ia uite, îndrăgostiții, trebuie să alegeți în dragoste. Trebuie să alegeți în dragoste. Eventual să vă alegeți pe voi și să renunțați la o relație. Sau trebuie să alegeți între două personaje. Că sunteți voi, că e altcineva, voi știți. Dar interesant că este gemeni, da? A apărut îndrăgostiții, este gemeni, este soare în gemeni, în opoziție, evident, cu luna în săgetător, că așa se întâmplă. Hai să vedem pentru lei. Ori aveți în preajmă un personaj emoțional, manipulator, dar mare grijă. Dacă aveți în preajmă, găsiți metode inteligente și creative ca să vă eliberați și să creșteți către acest tigru altfel, dacă sunteți voi, pentru că lei pot să fie. Eu cunosc mulți lei. Da, și știu. Uite, interesant, roata norocului, da? Trebuie schimbată energia. A apărut regina de monede, semn de pământ mai mult sau mai puțin. Este, în general, persoană stabilă, financiar, poate prea tradițională. O, asul de cupe, frumos, vindecare emoțională, o nouă dragoste. Hai să vedem. Pentru... Două cărți au venit. Aici au fost niște blocaje. Aici este o luptă. Cea despre care am zis aici mai devreme, da? Este o luptă. Vă place, nu vă place? Este vorba de un cuplu, regele și regina de monede, o nouă dragoste. Deci unul poate că este îndrăgostit și celălalt trece prin noaptea întunecoasă a sufletului. Și aici este alegerea. Ce faceți? Repet, și tarantula și octopusul sunt foarte posesive. Că sunteți voi, că sunt ei, vedeți unde sunteți, eu transmit mesajul că vă place, că nu vă place. Pentru unii există un bărbat, poate cu planete în fecioară sau în semn de pământ, da? Există o nouă dragoste și repet de câte ori pot. Că este dragostea soției, că este dragostea soțului, pe mine asta nu mă interesează foarte mult. Ideea este că voi aveți niște discuții în cuplu, repet, din cauza acestei situații. Unul se izolează și altul iubește sau speră. Însă, lecția, continui mesajul dintr-o altă perspectivă, lecția spirituală, că asta înseamnă, nu înseamnă musai fecioară, da, dragii mei? Nu toate fecioarele sunt eremite. Puteți să fiți și voi eremiți, da? Ideea este că lecția spirituală este că unul dintre voi trebuie să se vindece. Și repede, ce să se vindece? De acest stil de a fi manipulator emoțional, acaparant, sufocant, unul dintre voi, vedeți unde sunteți și dacă vă face plăcere să vă analizați suficient de sincer, da, vedeți unde sunteți, da? Unul dintre voi trebuie să se vindece de acest fel de a fi prea agresiv, că asta e, tarantula este agresiv. Pentru că în spate, repet, mai este cineva care vrea să crească spiritual. Foarte intuitiv. Și aici e ceea ce trebuie să găsiți, lumina aceasta pe care trebuie să o găsiți voi, în relația de cuplu, în această perioadă. Repet, pentru unii care sunteți în cuplu. Sunt blocajele acestea pe care trebuie să le rezolvați prin comunicare, asul de spade, dar comunicarea cum poate să fie corectă dacă sufletul nu este vindecat? Deci aici trebuie mai întâi vindecarea sufletului și apoi comunicare în adevăr și victorie. Temperanță, interesant, da? Săgetător, acum am văzut mai devreme gemeni, acum apare săgetătorul, temperanță, curățenie, am zis vindecare de câteva ori, da? De câte ori pot să zic. Ia uite, gemeni și săgetător. Rămâne de văzut ce veți primi ca și
Mesaje de la divinitate. Am zis, octopusul ține pe toate căile. Încercați ca să vă vindecați de tendința de a manipula emoțional știulei care fac. Da? Fără supărare știulei care fac. Știu. Știu. Da? Încercați să păstrați oamenii din preajma voastră prin metode creative. Da? Creative. Emoțional tandre, da? Cu octopusul poate să fie foarte tandru, foarte senzual, foarte senzual. Dar lângă tarantulă, cred că devine altfel. Aici este. Pentru cine o fi mesajul, rămâne de văzut. Acum, hai să vedem. Dragii mei, cei cu planete în fecioară? Cei cu planete în fecioară? Ce mesaj aveți în această perioadă? Da? Pe calea tarotului, nu pe altă cale. Și prin tarotela. Despre energiile care se manifestă în perioada lunii pline și a eclipsei de lună din Săgetător. Oh, ce frumos! Transformare! Vă transformați în fluturaș. În sensul frumos al cuvântului. Oh, ho, ho, ho. Ați stat, ați analizat. Ați stat mai departe și acum vreți să vă transformați. Interesant că a apărut Steaua de Mare, da? Steaua de Mare este, are numărul 5, da? Apropo de luna mai. Luna mai. Este reprezentată de simbolul alchimic al apei. Este o schimbare de perspectivă emoțională. Transformarea e mai profundă, da? Pentru că fluturele, am vorbit la începutul prezentării, iese din starea de larvă, trece prin cocon, stă. Cum au făcut și multe fecioare. Au simțit că lucrurile nu se mișcă și totuși ceva s-a transformat în voi. Voi acum sunteți altfel, da? Mai colorați. Mai liberi, să zburați cât mai aproape de lumină. Și aici este și o transformare, aceasta este transformare mentală, da, mentală de gândire, și aici este schimbare emoțională. Ce e steaua? Interesant că mă duce cu gândul astăzi la arcana majoră steaua, încercați să sperați. Să sperați din punct de vedere emoțional, pentru că dacă nu sperați, nu se manifestă, da? 5 înseamnă și schimbare prin creativitate. Vă schimbați stările emoționale dacă sunteți creativi. 5 este luna mai, apropo de chestia asta. Și încă suntem în luna mai. Capătul setului de cărți, puterea. Sunteți puternici. Dar depinde cum manifestați puterea, pentru că poate să fie leul, care și leul e puternic, poate să fie femeia divină. Nu zic musai că toate fecioarele sunt femei divine, dar înțelegeți, două aspecte ale noastre, ale tuturor zodiilor. Fecioare, doi de bâte, aici este, trebuie să alegeți. Vreți să comunicați cu cineva, vreți să fiți în echilibru. Upa, așa, asul de spade invers. Interesant. Stați, am zis mai devreme, stați și analizați. Stați și analizați, crocodilul. Oh, sunteți după Phoenix. Renașteți și în această stare de renaștere, de transformare, de schimbare, stați și analizați emoțiile în care a stat. Apropo de emoții, interes. Țineți ideea, da? Analizați și mental, că am vorbit de transformare mentală la fluture și analizați și emoțional, vreți să schimbați apele, da? Crocodilul stă în mol, da? Voi vreți ape mai clare, emoții clare, emoții care vă inspiră, apropo de stea, care vindecă. Deci doi de monede. Ia uite, împăratul, vreți să vă găsiți echilibru? Mai lună. Vin cărțile. Confirmă că vorbim despre eclipse de lună, despre luni pline. Luna.
Deci, în această perioadă, unii dintre voi poate ar trebui să vorbiți mai puțin cu asul de spade și să echilibrați energiile. Soare-lună, da? Este o monedă mai închisă, una mai deschisă. Apropo de opoziția soare în gemeni, soare în gemeni și luna plină în săgetător. În săgetător. Da, trebuie să analizați niște tradiții, niște sisteme profesionale, culturale, de familie în care ați stat, pentru că va trebui să manifestați altceva. Aveți nevoie de stabilitate financiară și în această perioadă de analiză, lucrurile pot să pară confuze, mai ales cu Jupiter în cuadratură cu Luna, da? Jupiter în Pești, lucrurile pot să pară mai confuze. Dar stați deoparte în această perioadă și gândiți. Gândiți ca să știți ce alegeți sau dacă alegeți două lucruri, să manifestați și mental și emoțional, să fiți în echilibru, da? Că poți să fii în echilibru, dar trebuie să cântăriți. Cât acționați, cât stați în receptivitate. Da, mai dăm o carte pentru această lună, ca să înțelegem totuși ce e cu luna aceasta. Faceți, interesant, scrieți, am mai explicat, scrieți la luna plină ce vreți să eliberați, ce vreți la luna nouă, ce vreți să manifestați, ia uite, vreți să construiți ceva. Aici este echilibru vostru, aveți într-adevăr pasiune pentru cineva, pentru viață, dar vreți să construiți. Nu doar să rămâneți în... în această energie. Da, vorbiți mai puțin, asul de spade și încercați să simțiți. Încercați să simțiți că și steaua de mare este semn emoțional de apă și crocodilul, da? Am zis, încercați să simțiți. Dacă sunteți în ape nămoloase, cum puteți să renașteți în acest nămol, din acest foc cenușă? Dar cum puteți renaște? Aveți două cărți care arată renaștere și transformare și schimbare. Cum puteți să vă ridicați deasupra lor, dar într-un fel delicat, da? Vreți să vă transformați într-o direcție frumoasă cu aceste cărți. Și aici este. Cântăriți. Doi de monede. Ce fac? Cât mai stau? Că lucrurile se repetă în relațiile respective. Profesionale, familiare, eu știu de care, sentimentale. Tot repetați niște situații. Bam e bine, bam e rău. Bam e bine, bam e rău. Cum puteți să ieșiți din acest... în această relație, eu, sunt niște relații karmice, repet, pot să fie și profesionale, și, eu știu, cu părinții, cu rudele. Vorbiți mai puțin, gândiți mai mult, că fecioarele au tendința asta să gândească mai mult și e bine. Pentru că încă trebuie înțelese niște lucruri. Și în primul rând trebuie să înțelegeți niște emoții. Fiind semn de pământ, acum rămâne de văzut ce marcaj aveți voi la nivel personal, probabil că emoțiile sunt tratate într-un anume fel și de acum, da, cel puțin în această perioadă, trebuie să tratați emoțiile altfel. Unii dintre voi renunțați la un semn de aer, renunțați pentru că e invers, și alegeți. Renunțați. Și alegeți să vă reconstruiți viața altfel. Rămâne de văzut cum. Însă, pentru că e lună plină și sunt renunțări, posibil unii dintre voi renunțați definitiv la un semn de aer. Poate că mergeți către un alt semn de pământ. Însă, unii dintre voi simțiți că au fost niște confuzii emoționale în legătură cu un semn de aer, niște neînțelegeri. Că ați jonglat voi, ei, iar variază, vreți să vă construiți. Apropo de schimbare și transformare,
Vreți altfel de ape. Da? Altfel de ape, altfel de emoții, altfel de gânduri, da? Că am vorbit și de transformare mentală și de schimbare emoțională. Cam atât la fecioară. Sper că v-a plăcut, chiar dacă n-a fost chiar așa de wow. Dar e important. Important să ne schimbăm și să conștientizăm relațiile în care stăm, casă, casă. Manifestăm ce mai frumos din noi, da? Hai să vedem. Balanțe! Ce faceți balanțelor? Eu acum sunt foarte încântată de balanțe. Din ce motiv? Mai au câteva cursuri de lecții auto, da? Și în sfârșit am găsit și eu pe cineva care are răbdare, da, în această ședință auto. Are pedagogie, instinctiv are pedagogie și explică. Am încercat vreo 3 profesori. Am tot schimbat profesorii, că unii sunt nervoși, alții nu-și repară mașina. În sfârșit am găsit un profesor autobalanță. Dom'le, ce calm, măi! Dom'le, n-am întâlnit om așa calm. Dom'le, de așa ceva am nevoie ca să nu mă mai sperii la volan. Da, vreau câteva ore auto. Așa simt eu nevoia. Balanțelor! Fox! Și Spider! Ce ar trebui să fiți? Nu, musai vicleni. E semn de pământ. E o situație cu partenerul vostru de viață. Pentru că în această set de cărți reprezintă partenerul de viață. Da, 6 de monede. Trebuie să vă echilibrați viața. Aveți un potențial care stă nemanifestat pentru că aveți niște dușmani în preajmă, unii dintre voi. Au o hienă în preajmă. O hienă care ține la voi ca la, eu știu, da, va, mamă, ce mesaj. Dar cineva încearcă să vă ține, da. Cineva încearcă să vă înfășoare, să vă țină într-o rețea, da? Sau ca șarpele să vă sugrume, nu știu, e cine, nu știu pentru cine a fi mesajul ăsta și am început vesel, ați văzut? Of, of, of. Cineva încearcă să vă înfășoare într-o relație nesănătoasă. Aveți un dușman în preajmă. Cu hiena, clar, e un dușman. E un personaj sarcastic, miștocar, răutăcios, invidios. Însă, dragii mei, ce e al vostru, e al vostru. Aveți acest potențial. Oul, sunteți voi. Și șarpele puteți să fiți voi, pentru că, cum să vă explic? Poate să fac niște prezentări cândva. Ce trăim lângă anumiți oameni sunt lecții, da? Dacă cineva încearcă să vă înfășoare, voi trebuie, lecția voastră este să vă dezlegați singuri. Și cum? Prin comunicarea cu cu divinitatea. Este chakra 7, legătura voastră spirituală cu Dumnezeu. Și în momentul în care vă creați această legătură, găsiți soluții creative și practice cum să vă dezlegați, cum să ieșiți din acest labirint. Asta pentru că vulpița, da, este isteață, este vicleană. Primul gând la care ne ducem, da? Noi, cel puțin noi românii, nu știu dacă alte culturi gândesc așa despre vulpiță. Însă, este a 6-a carte din semnele de pământ, reprezintă partenerul de viață. Acolo sunt niște probleme. Probabil că aveți un partener, o parteneră foarte, foarte posesivă, poate chiar și manipulatoare, dar sufocantă, posibil și sarcastic unii dintre voi. Și pentru că dacă stăm prea mult într-o relație, începem să le copiem comportamentul, valabil pentru toată lumea, doar pentru voi, mare grijă să nu ajungeți și voi ca ei. Aici este lecția. Deci, dacă ei sunt șarpele, ei vă sufocă, și voi aveți șarpele vostru, da, forța voastră spirituală, care poate să fie mai puternică, da? Și care învață să se dezlege și să nască, să, da,
Să lase acest potențial, acest univers să se extindă, da? Să se extindă, și aici este o expansiune. Și să vă recreați voi sistemul vostru. E un sistem aici, da? E o rețea. Vă creați voi sistemul vostru. Altfel. Și aici e selecția. Interesant, doi de spade. Planete în balanță, doi de spade clar. Este Marte în balanță pentru unii. Poate să fie și Venus, poate să fie și Luna. Balanță. Ia uite, balanțelor, justiție aici. Echilibru. Balanțuce și balanței. Hai, măcar. Sunt buni și cei cu balanță. Regele de monede, a zis partenerul. Da? Partenerul. Vreți stabilitate, dar stabilitate în asemenea relație nu mai e stabilitate. Mai. În asemenea relație nu mai e stabilitate. Ia uite, dezamăgire. Dezamăgire pentru unii, pentru partenerul de viață. Hai să mai vedem. Balanță. Nu știu pentru cine citesc, pentru cineva citesc, clar. Ia uite, partener. Mai, regele și regina de monede. Partenerul, da, cuplu. Da, e un cuplu care... Vedem despre care cuplu vorbim. Despre cuplu karmic sau darmic? Nu are rost să mă arunc la interpretare acum. Ia, eremitul. Da. Da, am zis bine. Conflicte, argumente, certuri, hiena. Ia uite aici. Hiena. Mai. Eremitul. Probabil că cineva cu marcaj în fecioară, în capricorn, în taur. Într-un cuplu în care sunteți unii dintre voi, e tăcere, e întuneric. Da? Sunt argumente, sunt lacrimi, mai. Și totuși, există o dragoste obsedantă a unuia dintre voi, poate ca voastră, poate ca lor, și cel care e îndrăgostit atât de nebunește, vrea să o ia de la zero, mai. Că s-a săturat de aceste lacrimi, s-a săturat de conflicte mentale, s-a săturat de problemele prin care trece. Acum, pentru cei care nu sunteți în cuplu, există un partener care este perfect, sau parteneră, care este perfect pentru... Cum era? Era o chestie publicitară. Perfect pentru familia mea, parcă. În fine, perfect pentru voi. Perfect, perfectă. Da? Partenerul vostru. The mate. Da? Varianta feminină. În mod special, deci femeia perfectă pentru voi. Nu e lupa, a apărut vulpița, da? Deci femeia perfectă pentru voi. Voi, cei care vreți să aveți o relație stabilă, că poate nu toate balanțele vor, dar cei care sunteți singuri și vreți o relație stabilă, echilibrată, există un personaj, da? Valoros, da? Cu calități similare cu ale voastre, dar cu care nu discutați, cu care sunteți în tăcere, da? Ați trecut, deci, între voi doi e această noapte neagră, the dark night of the soul, da? A sufletului. Între voi doi. Trebuie să treceți. Trebuiește să treceți sau a trebuit să treceți prin această întuneric ca să vă găsiți lumina. Și în momentul în care găsiți lumina, găsiți și pasiunea, ce înseamnă ceea ce bâta, asul de bâte, să începeți ceva nou. Dar ce înseamnă întuneric? Cu conflictele, invidiile, certurile cu alții, dezamăgirile de prieteni. Și aici este. Ce faceți? Cum vă recreați, cum zisei mai devreme, cum vă dezlegați din această... Cum vă dezlegați conceptul vostru și potențialul vostru? Cum vă recreați regina de monede? Cum vă țeseți povestea de dragoste? Miau! Că unii chiar iubiți, mă. Rău de tot. Rămâne de văzut. Mai. Vedeți și voi ce faceți. Sper că v-a plăcut mesajul. Alegeți. Am văzut îndrăgostiții. Alegeți. Corect. Și în primul și în primul rând, dragii mei, pentru că e lună plină în săgetător,
Alegeți libertatea, măi. Vă place, nu vă place, eu întotdeauna o să îndemn către libertate. Eu nu suport relațiile karmice, am trecut și eu prin ele. Le am și eu pe ale mele. Relații de familie, profesionale, în fine, de care ori mai fi. Dar libertatea nu e ușoară, ia uite lacrimi, libertatea nu e ușoară, dar e sănătoasă. Okidoki, scorpioni! Hai să vedem, scorpioni! Dragii mei scorpioni, ce veți manifesta, ce vi se va întâmpla în această perioadă? Lună plină, eclipsă, uf, black egg, tocmai bun pentru voi, dacă e black, că e negru. Oh, mi-am adus aminte de o melodie AC/DC, Back in Black, da? Înapoi la negru, wow, și cobra. Mai, eu nu am o pasiune pentru un personaj ideal, care parcă nu vine de pe acest pământ, pentru că unicornul nu vine de pe acest pământ. Eventual, da? Ați analizat acest personaj, pendelete, cum fac toți scorpionii, evident. Da, ați analizat această stare, acest ideal, poate nu e personaj, poate doar un ideal pe care vreți să-l atingeți, vreți să aveți o viziune, adică ați stat, mai să vă explic, da? Ați stat, v-ați dospit, v-ați temperat un pic focul interior specific scorpionilor ca să puteți să vă dezvoltați abilitatea de a vedea în viitor și în momentul în care și vedeți exact ținta, veți sări la țintă. Da? Aceasta este cobra. Cred că este și energia voastră, încă e șarpele. Șarpele, într-un fel sau altul, întotdeauna mă duce cu gândul la scorpioni, pentru că se transformă. Însă, e o pasiune, măi, vreți să comunicați ceva, așa cum face și scorpionul, cum înțeapă, dar nu cred că vreți să înțepați, cred că vreți să comunicați ceva, sau dacă nu e vorba de comunicare, vreți să manifestați ceva ce ați analizat mult timp, dar dintr-o altă perspectivă, am mai vorbit de analize și la fecioară, acolo avea crocodilul. Este o analiză, nu e doar analiză, o reținere și nu doar că analizați ce face celălalt, urmăriți și reacțiile celor din jur și ale mediului, da? Nu vă concentrați în această stare, da? De aparent calm și relaxare, nu vă concentrați doar pe țintă, ci pe tot ce este în jurul vostru, inclusiv pe acest soare care este al vostru. Da? Ei, și în această stare începeți să vedeți lucrurile. Eventual vă uitați la acest personaj care e unic și acum în ultima vreme vreți să comunicați cu ei, da? Pentru că există atracție între voi și cineva care nu vine de pe această planetă, dar cu care vă mai întâlniți din când în când. Când ieșiți din casă, când aia. 5. Apropo de comunicare, da? Am vorbit de comunicare. Vreți să comunicați. Ați ținut în întuneric, în secret, niște lucruri și acum vreți să faceți lumină. Și veți face unii dintre voi, veți face lumină brusc. În ce sens lumină, faceți lumină? Comunicați ceva ce nu ați spus până acum. Aute, regele de bâte, săgetătorul, adică luna plină în săgetător, nu săgetătorul muzan. Da. Da, e o nouă lume. Vreți să creați o nouă lume în care aveți încredere că puteți fi creatori în această nouă lume. Ați stat mult și ați analizat. M-am zis bine, măi, am zis bine, mersi, mă. Vă pupă, mama. Ok. Scorpion. Măi, regina de spade, am zis analiză? Am zis asta. 6 de monede. Asul de spade, iar comunicare, da? Nevoia de a comunica, de a echilibra o situație. De a oferi cuiva ceva. Rămâne de văzut, nu vreau să mai interpretez cărți. Așa, 6 de monede. Cavalerul de monede, la capătul setului de cărți,
Marele preot, tradiții, vreți să ieșiți eventual dintr-un sistem tradițional, pentru că acum, măi, e un ideal pe care vreți să-l atingeți. Nu mai vreți lucruri tradiționale, da? Să vă limiteze familia, cultura sau finanțele. Vreți ceva ce poate să aibă oricine și vă inspiră un personaj. Da, pui, ai, dar vreți să... Ia uite, am zis... E o chestie romantică, o chestie, un personaj romantic care vă inspiră și care vă atrage și către care vreți să mergeți, unii dintre voi. Ia, cavalerul de cupe și nouă de cupe. Da. Că sunteți voi care a stat pe loc într-o situație, într-o căsnicie sau într-un contract sau într-o chestie tradițională, chestie, sistem tradițional, evident, așa variază. Că acest nou și cavaler de cupe vă poate reprezenta pe voi idealul către care vreți să mergeți, iar e posibil. Dar eu cred că sunteți unii care, am zis, sunteți inspirați de un personaj, pui, numai poezie... artă, emoții, sensibilitate, intuiție, da? Și vreți să mergeți către ei. Nu zic că scorpionii n-au, nu. Dar dacă au stat în acel sistem, uite, unde ați stat? Că și voi ați stat. Ați stat aici, ia uite, au tendința scorpionică, na, de aia s-au născut scorpion, nu? Ca să treacă mai ales prin așa ceva, prin întunericul ăsta. Și în acest întuneric cineva apare în viața voastră, hop, sare ca un peștișor în fața voastră și... Și cu pace, băi, baie peștișor, baie unicorn, ce este personajul ăsta? Că își schimbă forma și culoarea și stările și, da? Cineva drăgălaș. Acum, am zis că vreți să echilibrați o situație și să oferiți cuiva stabilitate. Vreți să munciți, 8, o reprezintă foarte bine și pe voi, vreți să munciți într-o relație. Pentru că... Vreți să vă creați 10, 9 și 10 de cupe, fericirea voastră și speranța și nu doar speranță, nu doar să stați în speranță, măi, vreau să-mi realizez visul de a fi fericit sau fericită. Dreptul vostru, dreptul vostru. Da, sunt numai monede, dar e ok. Ce dacă sunt numai monede? Chiar dacă vorbim despre emoții, chiar dacă vorbim de pasiune... despre pasiune, vreți să puneți în practică, pentru că scorpionii sunt totuși oameni practici, măi. Scorpionii, dragii mei, reprezintă și casa banilor. Nu doar sex, da? Nu doar transformare, reprezintă și casa banilor. Și știm bine că pe scorpionii interesează foarte mult și latura financiară. Dar, repet, acum nu mai vreți din perspectivă tradițională. Nu, vreți să vă echilibrați viața. Și să vă construiți. Eventual, 8 și cu 1 merge către 9. Să fiți independenți financiari ca să faceți parteneriat bun cu acest personaj care este independent emoțional. Da? 9 de cupe. Vreți să fiți voi 9 de monede. Și atunci cupele cu monedele creează acel mișmaș, acel lut perfect pentru a fi modelat, pentru a crea ceva. Ceva ideal. Da? Aveți o viziune totuși. Aveți viziune. Da? E focul ăsta care vă inspiră. Nu e așa, hai să facem. Interesant mesaj. Da, aveți nevoie eventual, așteptați, poate unii dintre voi, s-ar putea să primiți un ajutor financiar în cazul în care nu vreți să-l dați, să primiți voi ajutor financiar ca să creați acea stare de nouă de cupe, confort emoțional, satisfacție pentru reușitele voastre. Da? Și atunci, dacă aveți nevoie de un ajutor financiar, dragii mei, comunicați. E o chestiune. Comunicare. Sper că v-a plăcut, da? Hai să vedem. Săgetători, măi! Săgetători, că voi sunteți cei mai afectați. Nu doar voi, dar și voi sunteți foarte afectați de această eclipsă. Ia uite. Oh, fish, fish, fish. Peștișorul auriu, care vă împlinește toate cele trei. Și aici, ia uite, semn de foc sunteți voi. Da, am zis, vă împlinește toate dorințele. Și în primul rând, dorința cea mai mare e să deblocați ceva, ceva ținut pe loc. Aveți o energie din astral care vine în spatele vostru cu forță
și împrăștie blocajele. Dacă asta reprezintă Ganesha, regele de foc. Eventual, voi vă conectați la spiritualitate și acolo conectați la spiritualitate, că asta reprezintă săgetătorul și Jupiter, da? Primiți energie suficient de mare cât să deblocați niște situații, să împrăștiați toate obstacolele care stau în calea voastră. Aici este și un tigru. Interesant. Amândoi sunt conectați, au al treilea ochi deschis. Și asta se întâmplă prin conexiunea cu divinitatea. Însă, printre multe altele, tigru, da, e 10. Tigru poate să reprezinte și o situație care arzătoare, care vă consumă energia. Coi la locul de muncă, că este o relație de familie, un cuplu, ceva care vă consumă, gata, vreți să spargeți, nu știu ce ar fi acolo, responsabilități, restricții și să mergeți într-o nouă direcție care vă dă o altă forță. Da, dacă ați sta, nu neapărat stagnat, ați manifestat mai mult natura voastră feminină, acum vreți să fiți mai masculini, mai solari, mai activi. Da? Însă, în această perioadă, interesant că e lună, da, semn de apă și foc, da, lună în săgetător. Quadratură cu Jupiter în pești, Jupiter în pești, planeta voastră guvernatoare este în zodia peștilor, a spiritualității și voi sunteți spirituali și ei sunt, iau de 9 de cupe, apropo de pești, da? Mai, vreți altceva, vreți să vă umpleți sufletul cu bucurie pentru realizările care le-ați făcut, pentru copii, pentru familie, pentru ce ați, eu știu, cărțile care le-ați citit, proiectele pe care le-ați realizat, da? Vreți să vă bucurați de ce ați făcut și de ceea ce sunteți, pentru că știți că numai așa veți atrage. Ați ieșit, trebuie să ieșiți din stagnare, clar. Niște chestiuni legale, poate să fie căsnicie, contract la locul de muncă. Sunt multe, vedeți. Săgetători. Analiză. Și în primul rând, conexiunea la spiritualitate. Am zis, e varianta cea mai mică a eremitului, da? În care stați, da? Stați un pic și gândiți la dezamăgiri. Dar de ce sunt? Sunt lecții spirituale, da? Vă conectați la îngerii voștri, am zis, la divinitate mai devreme. Și apoi veți comunica. Apare comunicare și pe aici, pe undeva, oul negru, da? Chakra a cincea, Vishuddhi. Comunicați după ce ați înțeles lucrurile, după ce primiți mesajele. Hai să mai vedem. Da, uite, trebuie să alegeți ceva important în dragoste, eventual. Și nu doar este opoziția săgetător gemeni, da? Soare în gemeni. Săgetători. Săgetători. Da. Of, că nu să fac eu să vorbesc despre asta. 7 de rute. Aveți nevoie să puneți niște granițe între voi și cineva, să vă protejați, să vă protejați. Sunt blocaje, într-adevăr, sunteți hotărâți să le dărâmați, dar, dragii mei, unele blocaje s-ar putea să le puneți și voi în fața celor care încearcă să vă consume, da? În fața celor care încearcă să vă atace într-un fel sau altul. Asta învățați. Eu cel puțin asta susțin, că uneori avem nevoie de granițe personale. Ca să vă păstrați echilibru financiar, ca să vă păstrați valoarea. Dacă e cineva care vă pune prea multe responsabilități în cârcă, dacă e cineva care stă în umbră și vă suge energia sau eu știu ce, da? Asta pentru că apar totuși niște dezamăgiri. Ia uite, niște situații legale. Atunci trebuie să îi țineți la distanță pe unii. Trebuie să învățați să îi țineți la distanță. Până săriți și voi ca peștele din apă, că și voi aveți nevoie de libertate ca și peștii. Da? Săgetători. Ia uite, iar a apărut regina de monede. Interesant, da? Și aici regina de foc. Sunteți voi, ia uite, săgetătorii, da? Am zis, puneți, am zis, granițe. Mai,
Dacă aici sunteți în spatele granițelor, înconjurați de blocaje, aici sunteți în fața lor. Aveți granițele lor, voastre, înțelegeți? Știți, aveți o portiță. Când să intrați în fața granițelor și în spatele granițelor? Este foarte important. Nu, da? E o lecție spirituală aici. Să fiți în temperanță, să fiți în echilibru. Când să fiți de acțiune și când să stați și să vă conectați la îngerii voștri. E un echilibru pe care trebuie să-l învățați. Știi că săgetătorii sunt mai impulsivi totuși, da? Unii dintre voi că vă place, că nu vă place. Există un personaj, poate partenerul de viață, soția, în general asta reprezintă, regina de monede reprezintă pentru mine soția sau soțul. Da? Poate nu este, poate e la locul de muncă, că și regele și regina de bâte pot să fie șefi, variază. Da? Ideea este că trebuie să vă puneți granițe în fața cuiva, care posibil să fie prea materialist sau materialistă pentru unii. Pe de altă parte, mesajul poate fi interpretat și altfel. Învățați să vă apărați ca să vă puteți crea stabilitate financiară și valoarea voastră. Da? Ca am zis, aveți un potențial, aveți valoarea voastră, aveți acest foc care trebuie să creeze ceva. Da? Și atunci, vă vindecați, că a apărut temperanța, sunteți voi, vindecându-vă. Da? Și vindecându-vă și conectându-vă la divinitate, asta este darul pe care îl primiți, forța, încrederea de a îi bloca pe cei care vă atacă și de a ieși totuși din spatele granițelor, de a manifesta în continuare, pentru că nu putem să stăm tot timpul în spatele gardului, da? Să ne uităm peste gard cine trece ce și cum, nu că stau în siguranță, da? Nu. Ai nevoie de siguranță, dar ai nevoie și de. Nu degeaba a apărut regina de bâte. Ai nevoie să și explorezi, să mergi mai departe, da? Înțelegeți? Sunt două aspecte ale noastre. Este valoare pe care trebuie să vă protejați, valoarea voastră pe care trebuie să o protejați. Pentru că de ce ați ajuns la dezamăgiri? Nu v-ați apreciat, nu v-ați proteja valoarea. Și nu vorbesc doar de valoare fizică. Dar e interesant că aveți regele și regina de bâte. Posibil pentru unii să fie un personaj care vă vindecă, care vă inspiră, alt personaj. Tot cu planete sau aspecte în semne de foc. Da. Asta e. Știu că ați fi vrut ceva mai spectaculos, dar cred că e foarte important, dragii mei, săgetători. Ca să-ți manifesti libertatea, repet, săgetătorii și peștii au nevoie foarte mult de libertate. Cine poate să înțeleagă bine, cine nu, tot bine. Tot bine! Ca să vă manifestați libertatea, trebuie să învățați să vă puneți și granițe personale. Și probabil că unii săgetători, în dorința lor de a fi amabili, că știu că săgetătorii sunt optimiști, sunt generoși, da? Sunt amabili. Unii, evident. Ați uitat să puneți niște granițe. Și de-aia apar două semne de foc. Unul care consumă și unul care sparge blocajele. Interesant. Vedeți dacă se leagă mesajul ăsta de etalările anterioare. Okidoki, acum vorbim despre Capricorni. Capricorni, mesaje pentru Capricorni. În această perioadă, lună plină, eclipsă. Cât am vorbit, ia uite, ce energie. Liliacu. Și la capătul setului de cărți, broscuța. 9 de cupe, 9 de apă. Da? Mai, binecuvântări. Există un personaj care există un personaj care aveți impresia că e binecuvântat. Ia uite. Semn de apă în mod special. Sau cu marcaj. Da? Regina de. Nu, e cavalerul de apă. Lebăda și broscuța. Personaj emoțional, delicat, elegant, poetic, romantic.
care vă inspiră, eventual vă atrage într-un fel sau altul. Aici sunteți voi, semnul de pământ. Semnul de pământ. Însă, care chestie? Da, interesant. Am senzația că îi urmăriți. Îi urmăriți în noapte. Cartea aceasta este similar cu moartea, ca și energie, da? Transformare. Însă... Da. Apropo de lună plină, de eclipsă, e semn de aer, e o comunicare, însă, din păcate, comunicarea asta nu mi se pare prea pozitivă. Aveți cu cineva o comunicare negativă sau eventual încercați să ieșiți din întuneric, dar, dragii mei, dacă acest întuneric v-a transformat într-un liliac pe unii dintre voi, nu pe toți, nu pe toți, da? Mare grijă, mare grijă. Încercați să nu vă lăsați marcați de întunericul, de suferințele prin care ați trecut, da? Ca să nu ajungeți așa, da? Pentru că voi vreți să fiți, de fapt, altfel. Lebăda, broscuța asta binecuvântată, unii dintre voi aveți nevoie, da. Unii dintre voi simțiți nevoia de o dragoste profundă care vă poate transforma, da. E broscuța care se transformă în prinț. Aveți nevoie de cineva cu o dragoste atât de profundă și de sensibilă și sinceră, care vă poate ține în brațe, vă poate oferi prietenia aia sau poate sărutul, eu știu ce vreți, care vă poate transforma, da, din liliac într-o lebădă. Ho, ho, ce frumos ar fi! Poate nu sunteți voi liliacul. Variază, poate sunt doar niște vești. Destul de, prea grozave. Ia, vești, discuții, iar semn de aer. Nu clarificăm, dăm cărți, mesaje pentru capricorni. Capricorni. Ia să vedem. Ia, uite, am zis vești? Mai, mersi. Vești, da, cineva încearcă să ascundă ceva, să se fofileze, da? Vrea să schimbe energia. Există multă bucurie față de cineva. Vrei să schimbați energia. Dar căutați o strategie. Cum să schimbați energia? Cum să vă transformați, apropo? Există o întâlnire karmică. De care am senzația că unii dintre voi ați fugit. Hai să mai zic și alte lucruri. Însă, în primul și în primul rând, niște vești. Nu tocmai plăcute pentru capricorn, care vă tulbură, că poate nu fi un personaj, vă tulbură starea de bine. Poate sunteți voi cu umbra voastră, glumesc, sau poate nu glumesc. Sunteți voi cu umbra voastră, cu reflexia voastră, cu oglinda voastră, da? Da? Uite aici. Voi cu voi. Da? Cavalerul sau într-o relație faină cu cineva și niște vești vă bruiază. Sau niște gânduri. Dar eu cred că sunt vești. Am zis bine. Măi, am zis bine. Ce să mai apare? Și cavalerul de spade. Schimbarea, întâlnirea karmică iar apare, da? Din care trebuie să... Schimbarea din care trebuie să ieșiți, da? Dureri, probleme, voi, ei, poate că ei sunt, poate că sunteți voi, iar variază. Voi știți. Au fost niște confuzii. Însă este o schimbare de situație. Vedeți pe unde sunteți voi. Capricorn. Eu acum vorbesc despre capricorni. Oh, ia uite cum a ieșit. Capricornul, da? Și cavalerul de cupe. Am vorbit de cavaler și justiție. Probabil niște chestiuni legale, niște acte, cumpărări de una de alta, nu neapărat divorț, dar poate să fie și divorț pentru unii. Cavalerul de cupe e aici și semnul de pământ e aici, da? Acum iar este cavalerul de cupe și capricornul. Vreți să mergeți către cineva care vă mai îmbunează, vă mai temperează. Dacă stați
Într-un anume mediu, într-un ecos, cum am zis mai devreme, sau prea mental, sau prea, eu știu, adictiv, sau prea toxic, începe să fiți ca acel mediu. Aici este. Aici este. Vreți să schimbați energia. Știți că nu sunteți, da? Sunteți inteligenți. Simțiți că dacă stați în acel mediu, deveniți ca ei. Și aveți nevoie repede de acest personaj care vă inspiră sau de această stare de nouă decupe să vă iubiți pe voi, așa cum sunteți, că poate nu sunteți toți așa, dar știți că lumea așa zice că toți, nu ar fi toți capricornii așa. Dar să vă iubiți mai cu probleme, cu răni, cu imperfecțiunile pe care le aveți. Aveți nevoie de o consiliere, unii dintre voi. Sau vreți să mergeți către cineva care vă vindecă. Simțiți că acest personaj, da, Cavalerul de Cupe, e binecuvântat, are această putere de a vă transforma. Asta este binecuvântarea lor. Puterea de a transforma oameni ca voi sau oameni cu probleme. Nu zic că voi sunteți cei mai negri, Doamne ferește, nu. Știți că mie îmi plac totuși Capricornii, am avut relații frumoase cu Capricornii. Da, ia uite. O situație, un contract cu cineva. E o relație rece, eremitul și justiția. Vreți să faceți lumină într-o relație, un turn, o separare? Ia uite, regele de cupe și regele de monede. Probabil că la un moment dat cineva a intervenit între voi și acest personaj care vă alină. Dar acum vreți să vă întoarceți la el sau la ea. Rămâne de văzut. Ceva mai apare și în etalarea generală. Însă, unii dintre voi sunteți intoxicați emoțional față de cineva. E o relație karmică, de destin, care vă schimbă viața și, repet, de câte ori pot, vă schimbă felul de a fi. Și știu sigur că orice om poate fi, am zis, se manifestă, am zis și la balanță parcă, da? Se manifestă în funcție de mediul în care e. Dacă ești într-un mediu toxic, devii toxic. Dacă ești într-un mediu spiritual, devii spiritual. N-ai cum să fii invers. N-ai cum. N-ai cum. Și evident că mediul ne-l facem și noi, este și mintea noastră, da? Pentru că e semn de aer. Mediul mental, gândurile. Iar contează și asta foarte mult. Sper că ați înțeles, da? Și am zis că e similar cu moartea, asta înseamnă transformare mentală. Și interesant că am oprit la asul de cupe, la crocodil. Ia uite și la Phoenix. Și la Phoenix. Aveți nevoie de transformare emoțională. Aveți nevoie de transformare emoțională, unii dintre voi. Ok. Hai să vedem vărsătorii ce vor experimenta în această perioadă. Vărsători, vărsători. Eu am primit niște vești minunate de la o vărsătoare. În sfârșit facem un proiect împreună. Ce mă bucur. Doamne ajută. Vărsătorii. O, leul. Regina de bâte, da? Adică luna plină în săgetător. Săgetător tot semn de foc este. Și la capătul setului de cărți, constructorul. Constructorul emoțional. Ia să vedem. Deci, aveți încredere în voi. Aveți încredere că veți ieși în evidență, în primul rând, într-un fel sau altul. Poate un proiect, cum am zis mai devreme, un proiect vă scoate în evidență, vă pune într-o poziție în care veți străluci mai devreme sau mai târziu. Ați construit, ați țesut această poziție, ați meritat-o. Adică o meritați. Trebuie să ieșiți dintr-o situație în care v-ați învinovățit, scorpionul, da? V-ați învinovățit că nu o să meargă, v-ați otrăvit eventual cu gândurile, cu energia, unii dintre voi, da? Și acum țeseți, creați, construiți. Și creați practic, dar și construiți emoțional altceva. Vom vedea ce alte mesaje vin. Însă, în această perioadă, unii dintre voi veți străluci această perioadă, adică ce se declanșează în această, ce proiecte vor demara în această perioadă, vă vor pune chiar peste 2-3 luni. Dacă proiectul de acum, da, pentru că e o colaborare, 6 de cupe, asta înseamnă printre altele, și o colaborare, da? Colaborările de acum vă vor pune la un moment dat într-o poziție în care veți străluci, da? De lider. Nu neapărat de lider, da, de ăștia, director, da?
Nu neapărat de... Poate să fie și personaj artistic, pentru că semnul leului e artistic, e casa a cincea a creativității, da? Vărsători. Uite, doi de spade. Ia uite, intuiție. Conectați-vă la intuiția voastră. Vindecați eventual. Aveți multe de vindecat și probabil că le veți înțelege. Le veți înțelege pe cale intuitivă, astrologică, tarot, chestii de unde genul acesta. Au fost niște dezamăgiri, niște secrete care v-au dezamăgit, dar tăcere un pic până. Ia să vedem. Vărsător. Până ce? Regele de monede. Și câteva. Opa, așa. Ia uite, trei de spade. Da, aveți încredere. Aici este mesaj. Aveți încredere că va fi bine. Acum, poate unii dintre voi încă mai analizați. Este un personaj care v-a dezamăgit, probabil soțul pentru unii sau unele doamne, poate că un semn de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn pentru alții. Și o prietenie, cu prietenie 6 de cupe cu cineva v-ar prinde bine. La capătul setului de cărți aveți 4 de spade și 3 de monede. Vă gândiți, analizați cum să colaborați, cum să creați, apropo de ce am zis mai devreme, să creați ceva. Comunicați, mergeți către împărăteasă, către abundență, către creștere, către această poziție de strălucire, da? Sau strălucitoare. Ideea este că mai durează, dar am zis, ce reușiți să faceți? Să construiți emoțional în această perioadă, se va manifesta frumos în timp. Nu musai acum. Dăm o carte totuși. Hai mai dăm o carte, că sunt un pic cam... Deci... Pentru unii, un personaj care v-a oferit stabilitate, v-a și dezamăgit, voi sau ei, vedeți unde sunteți. Semn de pământ pentru unii, dar nu obligatoriu. Poate să fie și semn de foc, că am văzut leul. În general, opozițiile se atrag, dar nu merg împreună. Dar. Hai să mai vedem încă o carte. Da, uite, ce frumos, da, ce bine că am mai scos, dar trebuie să vă echilibrați viața. Și să înțelegeți o situație în care ați stat pe loc. Aceasta este o lecție a spiritualității. A trebuit să stați pe loc ca să aveți viziune, aveți o nouă perspectivă, să vă găsiți lumina interioară care vă va echilibra viața. Ideea este că după 3 de cupe a apărut cavalerul de... După 3 de spade, pardon. Interesant că zici 3 de cupe. Înseamnă că o să fie și bucurie. După 3 de spade a apărut cavalerul de cupe. Mergeți să vă vindece cineva sufletelul. Da? Poate să fie și un proiect. Pentru unii, o colaborare cu 6 de cupe, poate să fie o colaborare care vă vindecă. Pe de altă parte, cineva rănit, da? Cineva, poate prea pragmatic, prea fixist sau prea rigid pentru felul vostru de a fi, cu acest personaj nu mai comunicați. Cum ați comunicat înainte și mergeți eventual către cineva care vă vindecă sufletul. Cu alte cuvinte, încercați să fiți creativi. Transformați suferința în poezie. Cum face doamna mea cu care colaborez eu acum. Doamna mea vărsătoare. Și am două vărsătoare care transformă suferința în poezie. Apropo de vărsător, de semn de aer care comunică și scrie, da? Și transformând suferința în poezie, vă vindecați și pe voi, vă vindecați și pe voi, îi vindecați și pe alții și la un moment dat când veți scoate cartea de poezii, veți ajunge lumină, ghidaj, inspirație și veți străluci. Da. Da. Cam asta e.
Asta pentru că în spatele acestui constructor emoțional, consilier, parteneriat frumos, pozitiv, case de cupe, se creează ceva. Regina de monede. Se pune în practică. Am zis poezia asta. Poate că e un mesaj pentru cineva. Poezia asta se poate strânge într-un volum și se transformă din cuvânt în materie, da? Cuvântul scris iar devine materie și materia de pagină după pagină se colectează într-un obiect de valoare, regina de monede. Da? Și uite așa, transformați. Că asta face scorpionul. Transforma suferința, otrava, eu știu ce alte stări emoționale, că puteți, unii dintre voi. Clar vorbesc pentru cineva. Sunt mulți vărsători, unii mai evoluați, alții mai puțin evoluați. Pentru cine vorbesc, se simte probabil și o să-mi trimită mesaj. Vă salut! Succes! Succes! Dragii mei, vărsători. Că nu degeaba am vorbit despre această bucurie, veste faină pe care am primit-o de la vărsătoarea mea. Vărsătoarea mea dragă. Draga mea poetă. Ok, gata. Peștișori! Iau, despre multe cărți, dar vreți să comunicați cu cineva, un semn de pământ, unii dintre voi sau semnul de pământ vrea să comunice cu voi, variază. Peștișori, mesaje pentru peștișori și ce mult am vorbit, dar nu contează, sper că vă place ea. A, interesant ca la Capricorn. Uf, nasol. Uf, peștișori. Mai. Scorpion la capătul setului de cărți, deși este semn de foc, nu e scorpion. Este lupul și șoricelul. Există un personaj în preajma voastră care poate că v-a speriat. Dacă peștișorii sunt mai delicați. C-o fi foc, c-o fi pământ acest personaj, poate că v-a speriat. Însă ce interesant, apare acest liliac. Care e similar cu moartea. Moartea înseamnă transformare. Nu permiteți oamenilor toxici din preajma voastră, prea autoritari, prea otrăvitori, să vă transforme în ceea ce sunt ei. Am zis și la Capricorn, mediul, și nu doar la, și la Balanță am mai zis, mediul ne transformă, da? Mesajele sunt similare cu nuanțe diferite, da? Mediul ne transformă. Cineva vă urmărește. Interesant. Iar cineva vă spionează, vă urmărește. Există și o mare pasiune, da, iar alt mesaj. Cineva vă urmărește din umbră. Are și multă pasiune, are o forță interioară, are capacități de conducător, dar deocamdată vă urmărește. Pe multe căi. Și mental, și energetic, și, da, fizic. Șase de cupe, interesant, a apărut, da? E o relație. Rămâne de văzut dacă e aceeași relație sau dacă e altă relație. E o relație de suflet. O relație foarte profundă. Hai să vedem peștișori, măi, la ce mesaje. Nu mai așteptam la așa ceva pentru peștișori. Bine că a apărut soare. Dacă știam, făceam și o pregătire. Eremitul, întunericul ăsta, măi, tot e întuneric, uite, tot e întuneric, uite, întuneric, întuneric. Ați stat într-un întuneric. Dar hai să vă mai zic eu ce s-a întâmplat. De, nu permiteți mediului și oamenilor toxici din jur să vă transforme în ceea ce sunt ei. Voi sunteți guvernați de Jupiter, da? Și Jupiter a intrat în pești. Poate vă dă inspirația să fiți altfel. Dacă ați fost cândva temători în acest întuneric, că toate în jurul vostru sunt atacuri, la nivelul persoanei voastre, aveți șansa, apropo, de transformare, să fiți ca cei care cândva au încercat să vă oprime, să vă domine. Vă zic din experiență. Empatici, pardon, empați, gândul la empas, da? Empaticii sunt cei care pot să anihileze narcisiștii, dar în timp, evident, în timp. Și atunci, da? Dacă ați fost cândva temători, că tot ce zic, tot ce fac ei vă va distruge, vă puteți transforma, că și Lilia, cum am zis, da, scrie aici des, da, înseamnă transformare și Scorpionul vorbește de transformare în oameni puternici, da? În cei, nu neapărat în ei,
preluați calitățile lor. Da. Nu vă transformați exact în ceea ce sunt ei, pentru că nu vreți să vă comportați ca ei. E o lecție spirituală, un întuneric pe care ați trecut ca să vă găsiți lumina. Lumina, da, înțelegerea, viziunea și energia. E o bâtă aici. Asul de bâte. Energia, ia uite. Să vă faceți echilibru. Pardon, dreptate. Să vă echilibrați viața, să vă faceți dreptate. O dreptate legală. Și nu vorbesc, musai, nici de fecioară, nici de balanță. Sunt niște chestiuni legale. Chestiuni legale care țin de familie, da, cu lupul, argumente, discuții în familie pentru unii dintre voi. Hai să mai vedem peștișori. Da, mesajul e ok. Hai să vedem ce mai vine. Peștișori. Ete, aveți putere, am zis, ați fost în întuneric, în tăcere, gata, vă transformați, optiare, transformare, vă ridicați. Sunteți puternici. Cei care au încercat să vă oprime v-au dat șansa să vă transformați, de fapt. Și nu veți fi ca ei, niște lei, da? Care urlă și mușcă. Nu. Voi transformați prin compasiune, apropo de empatici, da? Vă purtați ca ei cu ei și ca voi cu cei care merită. Dragostea și compasiunea voastră, înțelegeți? Aici este. Trebuie să alegeți cum să vă creați relații armonioase, nu disarmonice, da? Și cum le creați? Dacă nu, comportându-vă așa cum vă e felul. Eremitul, puterea, ia uite și justiția. Și împărăteasa la capătul setului de cărți, îndrăgostiții, da, poate să fie pentru cineva balanță, că împărăteasa și, da, e balanță, pentru cineva, nu pentru oricine, da? Poate că amândoi sunteți îndrăgostiți și vreți să echilibrați viața, da? Dar, în mod special, pentru că s-a finalizat cu justiția, să zicem, zodia balanței, apare și aici tot zodia balanței, că e Venus, da? Care trebuie să ia decizia de a echilibra o situație între voi și de a merge către voi, care ați stagnat din cauza unor indecizii ale lor, ale lor. Pentru unii, mesaj, skip. Acum trece la alt mesaj. Rămân pe ce am zis mai devreme, că este foarte important. Că o fi balanța îndrăgostită, că vine, că nu vine, partea a doua. Ideea este că voi ați trecut prin niște probleme. Că o fi tăcerea cu acest personaj, da? Pentru că se vede că vrea acest personaj, vrea să lucreze relația cu voi, posibil, știm, da? Știm. Că am tot citit în ultima vreme de balanțe, de justiție, de nu știu ce. Posibil. Așa. Rămâne să trăiți și să vedeți. Tăcere între voi și acest personaj. E o lecție spirituală tăcerea, dragii mei, da? Necesară ca să înțelegeți și ca să vă comunicați emoțiile și unul și celălalt. Pentru că dacă n-ar fi tăcere, cine știe cum ar fi fost balanța de dezechilibrată și în comunicare și emoțional. Și această tăcere vă dă putere. Și repet, ați crescut spiritual și crește spiritual până în poziția în care vă puteți echilibra singur viața. Dacă vine personajul celălalt să vă ofere, eu știu, tot ce are mai bun și mai frumos, ok, foarte bine. Dar peștii acum au o lecție foarte importantă, lecție foarte importantă a puterii și a transformărilor. Da? În primul rând, mentale. Am zis, mediul în care a stat, că e această situație. Da? Că e comunicarea sau tăcerea cu acest personaj, că este alt mediu, familiar, profesional, sentimental, variază. Da? Cei care sunt empatici pot să se poarte, pot să anihileze narcisiștii și să-și echilibreze viața și să-și facă dreptate divină și să-și facă dreptate legală, pe cale legală. În justiție, poate că unii dintre voi trebuie să vă găsiți puterea, pentru cineva este clar mesajul, unii dintre voi trebuie să vă găsiți puterea să, nu neapărat să dați în judecată, ci să începeți un proces. Da, practic un proces prin care vă puteți echilibra viața și vă manifestați dreptate divină. Într-un fel sau altul. Și în momentul în care veți face chestia asta, hai să sărim și peste mesajul cu balanță, că nu putem să vorbim doar de balanță și eu știu ce alte zodii, da? În momentul în care veți face chestia asta, veți avea abundență. Veți avea ceea ce trebuia să aveți de mult, da? Să fiți în această poziție de împărăteasă, da? Și atunci
Vă veți atrage, că drăgostiția asta reprezintă printre altele, vă veți atrage perechea divină care vă va echilibra viața. Și veți merge, veți crește, iar merge către nori, veți crește și spiritual și energetic. Pentru că aveți o nouă viziune despre cum să vă păstrați echilibru, da? Și cum să vă implicați, dragii mei, să vă implicați în relațiile care merită, nu în relațiile care nu merită. Vă plac mesajele care vi le-am adus? Sper că vă plac, dragii mei, pentru că sunt frumoase, sunt importante. A zis. Vorbim despre balanță, despre zodii, despre semne de pământ, despre semne de foc, despre semne de aer, câte vreți voi. Toate bune și frumoase, dar mai vorbim despre lucruri reale. Și în acest, ia uite, toate arcane majore, în acest grup, ia uite, toate vorbesc despre lecție spirituală, despre dreptate, despre echilibru între ego și natura noastră matură, să zicem. Da, este frumos. Este frumos. Interesant. Foarte interesant. Și e prima oară când văd. Am în două cărțile, țin în mână câte ceva. Aici avem o sabie, cuvântarea și emoțiile. Aici, dacă vă uitați un pic, lumina aceasta are totuși structură, seamănă un pic cu pentagrama. Nu e pentagrama, e cu șase laturi, da? Este steaua cu șase colțuri. Dar e o lumină care trebuie să prindă consistență în materie, da? Este o lumină care trebuie transformată în realitate, niște informații. Și cum vor fi transformate? Folosindu-vă bâta. Iar energia aceasta se duce către acțiune și către materializare. Două concepte diferite, dacă puteți vedea, da? Minte, emoție, da? Și energia asta interioară care trebuie să se fie manifestată și în exterior prin acțiunile voastre. În fine, asta pentru cine vrea să înțeleagă. Dar cărți foarte puternice, dragii mei peștișori, mă bucur că ați înțeles lecția spirituală a puterii și că sunteți puternici și suficient de puternici să nu fiți ca ei, să creșteți și să manifestați dreptate, dreptate, justiție, echilibru. Felicitări! Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine. Ciao, ciao!